Să ducă numele Domnului Iisus Hristos la toate neamurile și a ajuns și la noi. El îl zugrăvește pe Domnul Iisus în diferite forme și arată pentru ce este nevoie să-L primim pe Domnul Iisus. El ne spune așa: El ne dă biruința. Dumnezeu ne dă biruința prin Domnul Iisus Hristos. Spune la 1 Corinteni 15:57. Ne dă biruința prin Domnul Iisus Hristos. Nu avem noi nevoie de atâta putere ca să biruim ispitele care vin. Nu avem noi atâta putere ca să iubim și pe aceia care nu ne iubesc. Nu avem noi nevoie de atâta putere ca să nu fim afectați de curentul degradant al lumii în care trăim. Unde găsim noi această putere de biruință? Și iată descoperirea pe care ne dă Dumnezeu prin Apostolul Pavel. Dumnezeu ne dă biruința, deci este un prezent continuu, prin Domnul Iisus Hristos. Aici este secretul biruinței. Primirea și rămânerea în Domnul Hristos ne garantează biruința împotriva tuturor forțelor întunericului care vin asupra noastră. Altceva. La 2 Corinteni 1:20, El ne spune că făgăduințele lui Dumnezeu, care sunt așa de mari și scumpe, toate aceste făgăduințe în El, adică în Domnul Hristos, pentru noi sunt da. Cu alte cuvinte, accesul nostru la făgăduințele lui Dumnezeu este asigurat prin Domnul Iisus Hristos. Atâta timp cât rămânem în El, cât accesăm pe Dumnezeu prin Domnul Hristos, avem împlinit în viața noastră toate făgăduințele lui Dumnezeu atât de minunate. Și apoi are o expresie așa de frumoasă, zugrăvită în 2 Corinteni 2:14. Dumnezeu ne poartă cu carul Lui de biruință în Hristos. Cu carul de triumf. Nimeni care îl primește pe Domnul Iisus nu mai are nevoie să se plângă în fața împotrivirii care vine de la cel rău, din familie, din lume, din orice altă direcție. De ce? Pentru că noi suntem așezați de Dumnezeu în carul de biruință al Domnului Iisus Hristos și El ne poartă în acest car pe tot traseul vieții noastre. Nimeni nu poate să spună: Doamne, eu sunt slab, Doamne, și de-aia am căzut. Nu! Ai căzut nu pentru că ești slab, pentru că n-ai stat în carul Lui de biruință. Acolo este garantată biruința, în carul, în triumfal al Domnului Iisus Hristos. Apoi, Apostolul Pavel le spune la 1 Corinteni 1:30 că Domnul Iisus Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Cine l-are pe Domnul Iisus are înțelepciunea lui Dumnezeu. Cine l-are pe Domnul Iisus are neprihănirea lui Dumnezeu. Are sfințirea lui Dumnezeu. Mulți credincioși, necunoscând adevărul acesta, se străduiesc să devină mai sfinți. Se străduiesc să se sforțeze în toate privințele ca să corespundă, după părerea lor, cerințelor sfințeniei lui Dumnezeu. Fals. Greșit. Un greșit sincer. Nu așa se capătă sfințenia. Domnul Iisus Hristos a fost făcut de Dumnezeu sfințenia care poate să reziste în rigoriozitatea sfințeniei lui Dumnezeu. Numai în Domnul Hristos noi suntem acceptați ca sfinți după voia lui Dumnezeu. Apoi, la 2 Corinteni 5:14, Apostolul Pavel ne spune un adevăr de care toți avem nevoie astăzi, și anume, dragostea lui Hristos ne strânge. Nimic nu strânge pe credincioși mai bine decât dragostea Domnului Iisus Hristos. Poziția socială desparte. Ideile filozofice pot să despartă pe credincioși. Simpatiile pentru căpetenii religioase pot să despartă pe credincioși. Aderarea la o idee sau alta din Scriptură poate să despartă pe credincioși. Singura persoană
care niciodată n-a despărțit pe nimeni, este Domnul Iisus Hristos, pentru că dragostea lui Hristos ne strânge. Dacă noi suntem aici adunați împreună, știți cine ne-a adus? Dragostea Domnului Iisus Hristos. Dacă noi vom mai fi împreună pe pământul acesta și ne vom iubi unii pe alții, este din pricină că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Domnul Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel vede lucrurile într-o lumină așa de clară și de frumoasă, încât ajunge la concluzia că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Creatorul Universului, care a creat pe primii oameni, este singurul care poate să creeze în noi omul cel nou după chipul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să creeze într-o ființă omenească omul cel nou. Nașterea din nou este un proces spiritual pe care numai Creatorul îl poate face. Noi încercăm să introducem cu forța, cu presiune, cu cicăleală ideile Evangheliei în inima copiilor noștri sau altora pe care îi iubim. Fără să ne dăm seama că noi niciodată nu putem să creăm omul cel nou în inima lor. Dumnezeu este singurul care poate face această nouă creațiune prin Domnul Iisus Hristos. Și când Apostolul Pavel era bolnav și ar fi dorit să scape de boală, el primește de la Domnul Iisus mesajul acesta: Pavele, harul meu ți este de ajuns. Și acest concept a fost la baza tuturor credincioșilor care au trecut prin încercări și prin necazuri. Harul lui este de ajuns chiar și atunci când trecem prin dureri și prin încercări. Așa cum s-a citit mai devreme, la Efeseni, Apostolul Pavel ne spune că prin el Dumnezeu ne dă tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos, în Domnul Hristos. De aceea ținta lui de căpetenie pe care ne-o descrie la Filipeni este să-L cunosc pe El. Și cunoscându-L pe El ajunge la concluzia că poate totul în Hristos care mă întărește, care îl întărește. Iubiților, acestea au fost câteva din ideile pe care Apostolul Pavel, întemeitorul Bisericii dintre neamuri, ni le-a transmis nouă. De aceea, el încheie la Coloseni cu acest principiu atât de valoros al vieții creștine și spune așa: viața noastră, a celor credincioși, este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Pot să vină vânturi, pot să bată valuri, pot să fie încercări de toate intensitățile, viața noastră este în cel mai sigur loc care poate să existe, ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Neaccesibil pentru cel rău, neaccesibil pentru nicio forță a întunericului. Acolo suntem la adăpost de plin, ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Iubiților, El să facă ca și ochii noștri să se deschidă în așa fel încât să înțelegem adevărul acesta, că Domnul Iisus este singurul asupra căruia trebuie să ne centrăm atenția noastră, ochii noștri spirituali să-L vadă numai pe El și noi vom avea acea împlinire pe care orice credincioș o dorește, de a trăi după voia lui Dumnezeu și a ajunge în cer la Domnul Iisus Hristos. Amin.